Salut! Mă numesc Valentina și astăzi vom rezolva itemul 4 de la bacalaureat. Avem de rezolvat acest exercițiu. Voi scrie aici formulele care sunt date în anexă. Și începem. 81 poate fi scris ca 3 la puterea 4. Este egal cu 3 la puterea 4, totul la puterea 1 supra lui, logaritm în baza 5 din 3. Plus 27 poate fi scris ca 3 la puterea 3. Totul la puterea logaritm în baza. Pe 9 voi scrie 3 la puterea 2, iar pe 36 voi scrie 6 la puterea 2. Plus 3 la puterea 4 supra lui. Logaritm în baza 7. Pe 9 voi scrie ca 3 la puterea 2. Egal mai departe. Aici voi utiliza această formulă, da? Și voi scrie 3 la puterea 4. Totul la puterea, nu 1 supra logaritm în baza 5 din 3, da? Logaritm în baza 3 din 5. Plus aici va fi 3 la puterea 3, totul. Voi utiliza această formulă. În calitate de n la noi e 2 și în calitate de n la fel va fi 2. Va fi 2 supra lui 2 logaritm în baza 3 din 6. Plus 3 la puterea 4 supra lui 2. Ul acesta va trece în față. Va fi 2 logaritm în baza 7 din 3. Egal mai departe. Așa, ăștia 2 se înmulțesc și va fi 3 la puterea 4 logaritm în baza 3 din 5. Plus, aici 2 pe 2 se simplifică și vom obține 3 la puterea 3 logaritm în baza 3 din 6. Plus, 4 și 2 ăsta se simplifică și obținem 3 la puterea 2 supra lui logaritm în baza 7 din 3. Egal. 4 trece la puterea lui 5 și vom obține 3 logaritm în baza 3 din 5 la puterea 4. Plus, aici, 3-ul acesta trece la puterea lui 6 și vom obține 3 la puterea logaritm în baza 3 din 6 la puterea 3. Plus, aici vom utiliza formula 1 supra, aici pot scrie înmulțit cu 1. 1 supra logaritm în baza 7 din 3, conform primei formule va fi 2-ul ăsta așa și va rămâne, aici vom avea logaritm în baza 3 din 7, egal. Rezultatul aici este, conform acestei formule, este 5 la puterea a 4. Plus, aici va fi 6 la puterea a 3-a, plus, 2-ul acesta va trece la putere și automat voi scrie 3 la puterea logaritm în baza 3 din 7 la puterea 2 va fi exact 7 la puterea a 2. Egal. 5 la puterea 4 este 625 plus 6 la puterea 3 e 216 plus 7 la puterea 2 este 49. Adunând aceste numere obținem 890. Am rezolvat acest exercițiu. Sper că acest exercițiu ți-a fost de folos. Succes ție la matematică!